Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod care din episodul cu numărul 27 dacă nu mă înșel. Astăzi vom juca în cupă cu Craiova pentru început. Încercăm să trecem mai departe cu Craiova. Am jucat cu FCSB data trecută și am pierdut. Avem meci și în campionat cu Craiova, pe asta probabil o să-l simulăm. O să jucăm cu Silkeborg, CFR Cluj. O să ajungem în luna decembrie, unde avem meci cu Lyon pentru începutul lunii acolo. Suntem în campionat destul de rău, încercăm să ne revenim. Sper să câștig toate meciurile azi. V-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Aș vrea să facem 100 de like-uri la acest episod, dacă se poate. Apăsați acolo pe butonul de like și să-mi scrieți în comentarii azi, din nou, ce vreți voi. Vă las acolo liber, nu știu, scrieți-mi orice și să fie bine. Uh, trebuie să-mi scrieți ceva acolo pe, pentru algoritm. Uh, astăzi îi dăm drumul la episod. Uh, ce, încercăm să fie mai bine decât data trecută, ne-am calificat în cupă, asta e important, suntem în sferturi, încercăm să mergem către semifinale. Vom juca cu echipa de titular, mai puțin Ciubotariu care e foarte obosit, nu poate juca, va juca ali acolo în locul său. L am jucat pe Ciubotariu, merge cu FCSB că n-aveam pe altcineva să joc acolo. Uh, hai să mergem către partidă, jucăm în deplasare, sper să fie bine, am jucat cu FCSB cu rezervele și am făcut-o destul de ok, zic eu. Am schimbat și tactica cu Gegan este ăsta e Ahmed Bani, sigur 100%. Nu vreau să-l văd, dar exact ce spunea. Julian Duranville în dreapta de data asta. Iuric, Iurici încearcă să treacă aici. Iurici către Duranville. Ce frumos combină cei doi. Duranville în care o către Iurici. 1 la 0. Ce frumos au jucat Iurici și Duranville. Duranville a, a, apărut cumva în dreapta acolo, nu știu cum. Dar în fine, a apărut bine. A făcut acest 1-2 cu Iurici și s-a născut acest gol. 1-0, am început bine. Iată că gag în pressing încă merge, e superb. Începem bine un episod, cred că n-am mai început așa bine niciodată. <laughs> nu știu dacă am început vreodată cu gol marcat în primele minute din episod. Aoleu, faul tot lui Cârjan, asupra lui Ahmed Bani. Avem ceva cu el. L-am <laughs> omorât pe Ahmed Bani. Uh, e, va fi cartonaș no, no, de asta deja e, deja e o mizerie. Cum să-mi dai, mă, roșu pentru așa ceva? S-a întâmplat asta și în episoadele trecute, nu e posibil. Ăsta nu e faul de roșu niciodată, e la mijlocul terenului, nu e ultim apărător, nu e cu talpa sus. Nu mai înțeleg nimic. Măcar, na, e Cârjan aici, o să jucăm cu doi mijlocași, nu e mare pierdere, adică, da, Cârjan e bun. Și o să jucăm în minus. Dar, nu, e de roșu niciodată, nu mai înțeleg jocul ăsta. Arbitrajul în joc e mizerabil de-a dreptul. Mickelson, senzațional băiatul ăsta. O degeaba am făcut imnul ăla. Imnul Mickelson. pasa aici al lui Iurici, foarte bună către Boloca. Poate centra Boloca o face, însă nu are destinație centra lui Boloca. Aoleu, ăsta a fost faultul din nou. La asta a fost mai degrabă, mai degrabă puteai să dai roșu la asta. că a fost fără nicio treabă cu mingea din spate. În fine, nu mai contează. Mikkelsen, super, vede pasa către Iuric, Iuric mai departe, Muniz pleacă, Duranville acolo pe culoar, Duranville primește, Duranville, Duranville, către Boloca, 2 la 0, și dacă avem om eliminat, nu contează, jucăm perfect, bravo bă băieți. Daniel Boloca înscrie pentru 2 la 0, în inferioritate numerică, contraatac foarte bine, uh, dus la capă de băieții noștri, aici pasa lui Duranville din nou, Duranville cu două pase gol și revine Duranville. Cred că uh, tactica asta cu gag pressing era potrivită pentru el. Iată că nu ne stă în cale nici măcar un om eliminat. Jucăm perfect în meciul ăsta și îmi place. Îmi place ce văd. Pauză 2-0 la 0 pe Ion Oblemenco. Conducem după un meci foarte bun făcut. Am dominat clar niciun șul la poartă pentru Craiova. Nici nu s-au apropiat de poartă. Am jucat foarte, foarte bine. Ahmed Bani recuperează acolo din picioarele lui Boloca. Și e primul corner, prima fază practic pentru Craiova din acest meci. 1,60 60. Am jucat perfect până acum. Sper să o facem și de acum încolo. Pasă excelentă aici către Ibrahimi. Ibrahimi, Craiova cu primul atac mai periculos în această parte o centrare periculoasă. Van Dur cu capul în sătec și la scoate. Prima ocazie a meciului pentru Craioveni. Și vom uh, face schimbări. Va intra Bornete în locul lui Muniz. Băgăm uh, băieții proaspeți. Și va ieși Curzava că nu mai poate. Va intra Dacoșta. Asta o să jucăm cu un singur mijlocaș, cu Boloca chiar nu-mi pasă la scorul ăsta și la cum am jucat. Nu, nu, nu văd pe care în stare să-mi dea două goluri. Să-l bag și pe Bucur ăsta, în locul lui Boloca. Ah, și cam atât. Nu mai bag pe nimeni. Ajung băieții ăștia. Trei modificări doar. Pasă bună aici către Ahmed. Banii șut în blocajul lui Nedelcearu. Era culmea să-mi dea gol chiar banii. Chiar nebuneam dacă îmi dea gol banii. Dar Costa pleacă foarte bine pe culoare. Iată-l pe brazilian. Da Costa trece frumos aici, da Costa în fața golului, da Costa, șut, doamne ce șut, a dat pas la portar. Dar a trecut foarte bine, bă, tânărul ăsta. Tânărul ăsta pe care l-am pus pe lista de împrumut. Borges și cu da Costa, doi brazilieni excepționali. Îmi plac rău de tot. Mai ales Borges. Ce e final, 2 la 0 pentru Dinamo, în partea cu FC Ucraiova de pe Ion Oblemenco, Am jucat perfect. Deci așa, dacă joacă echipa în fiecare meci, eu nu sunt trist deloc. <laughs> Uh, a jucat perfect toată lumea. Cârjan a luat acel roșu, dar n avem ce să reproșăm. Mie nu mi s-a părut a fi faul de roșu, dar în fine, Iuri, omul meciului pentru noi, Duranville foarte bun, foarte bun Duranville. Și mergem mai departe în cupă, suntem în semifinale. Oțelul este eliminată de voluntari, Craiova o elimină pe FCSB, 3 la 0, drastic acolo. Faro este eliminată de Poliaș la penaltiori, deci Poliaș, Universitatea Craiova și voluntari alături de noi semifinale interesante. Hai să vedem. sper să nu cad chiar cu cea mai grea cu Craiova, că ar fi trist. În cupa am căzut cu Poliaș și se va juca de abia în aprilie. Poliaș Dinamo și voluntar Craiova, semifinale cupei. Bun. Miguel Dos Santos a crescut două puncte, i-a schimbat poziția și are exciting prospect. Atacant, o să-l dăm împrumut, bineînțeles. Vine și partea din campionat cu Craiova. Uh, jucăm din nou în deplasare, o să dăm sim meci. o să ne uităm la meci în caz de ceva, Intrăm pentru că jucăm cu rezervele în mare parte, adică de fapt cu toate rezervele jucăm va fi greu. Trebuie să deschide scorul în 5. Intrăm în meci că nu se poate, nu, nu, de fapt hai să mai lăsăm puțin. Egalăm, 1 la 1, gol bucur, bun. Intrăm în momentul 70, încercăm să dăm golul decisiv, hai să vedem dacă reușim. E 1 la 1, sperăm, sper să nu-l iau totul, să nu iau golul că ar fi trist politic, politic către Bordușanu, e offside aici la Gregorio, e gol dar e offside, offside mare, nu știu, m-am grăbit. Am făcut și schimbări, va intra Burnete, plus Borghe și celălalt brazilian de, aici. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, nu, există așa ceva, deci dacă ăsta n-a fost hands, deci dacă ăsta n-a fost hands, intru, intru și eu într-un meci, într 70 și uite ce se întâmplă. A intrat mingea prin el ca să nu fie hands, mă. Voi, ați mai văzut așa ceva? Nascimento, șutul lui Nascimento, pe lângă poartă. Va intra Curzava pe poziția sa de veche, cum ar veni, pe poziția de funda stânga. Pentru că căluț nu mai poate, e gata. Ce ocazie avem aici prin Nascimento, puteam scrie primul gol de la revenire. Da, e gata, unul la unul, din păcate n-am reușit să înscriu. Asta e un rezultat ok. Am mai scos un punct în campionat, n-am mai scos un punct de 100 de ani. Vine o ofertă de împrumut pentru Miguel Dos Santos. Vreau să-l dau un an, dar fără opțiuni de cumpărare. Și vine o partidă extrem de importantă pentru noi cu Silkeborg, o partidă decisivă, aș putea spune, după ce data trecută am pierdut cu ei. Acum retu în retur trebuie să ne luăm să jucăm acasă. Avem absolut toți titularii pregătiți. Îi dăm drumul la partidă, n-avem nicio scuză. Meciul ăsta cu Silkeborg trebuie să câștigăm neapărat dacă vrem să prindem locul 2 în grupă. Dacă facem un egal sau pierdem, e clar, nu vom mai prinde locul doi Sau, bine, la un egal s-ar putea să mai... Cameramanul ăla nu ține nimic în mână, v-ați văzut. În fine. Hai să încercăm să câștigăm meciul ăsta, adică ar trebui să câștigăm. Pleacă Iurici la atac. Hai Iurici, du-te. Iurici are viteză. Iurici în, în, banda dreaptă. Iurici nu prea are soluții în care o Iurici intră. În care o de unul singur. Iurici a dat direct pe Larsă, Nu așa, Iurici. De la colțul lung, bă, băiatule că dădeai gol 100%. Daniel Boloc aici. Boloc a muniz foarte bine. Cărjan are spațiu. Hai Cărjan. Cărjan poate urca. Cărjan trece bine. Cătălin Cărjan cu șutul. Scoate Larsen din nou. Bă, portarul ăsta e foarte bun. Și în tur a fost excepțional. Duranville. Cărjan. Spațiu pentru Cărjan. Cărjan cu un power shot. Scoate Larsen din nou. Corner. Vom executa scurt. Scurt merge sigur. Iurici, Cârjan, hai cu o centrare, Cârjan, superbă centrarea, oleu, muniz. Schemă, bă, am, am, putea încerca mai mult chestia asta. O, oh, ce bine trece de carul lor și Dick are un super reflex. Ce ocazie pentru uh, Silkeborg, prima mare ocazie a lor și ce ocazie au. Înscrie Lionul meciul cu Casa Pia, un rezultat care ne ajută pe noi. Casa este iese to complet din lupta pentru uh, pentru calificare. O, nu, Nedelcearu, nu așa. Dar noi trebuie să câștigăm aici neapărat, însă nu cu greșeli de genul Tech și la scoate, ultima fază a primei reprizei. Da, e pauză. 0 la 0, am avut ocazii mari, au avut și ei, acum pe final. Mergem către repriza a doua în aceași formulă, sper să fie bine, hai să câștigăm băieți, că trebuie. Na, cum a trecut mingea asta printre toți jucătorii mei? Vorbesc serios, uite că nu le pot lua mingea mică să-mi până la urmă, dar e tot la ei, normal. Normal că e tot ei, Boli se întoarce acolo, te și la spate. A început, repriza a doua a început excelent, ce pot să zic. O să-l bag pe Borgesh, neapărat în locul lui Cârjan. Cârjan obosește destul de repede, Borgesh e foarte, foarte, foarte bun și foarte tehnic, mă poate ajuta acolo. Bolo care recuperează bine, Muniz către Duranville, avem spațiu aici, Duranville, are pe cealaltă parte, pe Muniz. Centrare către Muniz, direct, de, de, de ce s-a dus direct în fundaș? corner. Corner pe care îl vom executa scurt. Către Iurici. Iurici către Duranville. Duranville va centra. Centra lui Duranville. Mingea ajunge la Curzava. Hai Curzava cu un șut. Curzava! Da mă! Ce gol! Curzava! Cred că e primul gol din acest sezon. Gol a son scris de francez. Ce execuție superbă. 1-0 pentru Dinamo. În meciul cu Silk deschidem deschide în scorul, rupe blestemul până la urmă. N-am putut înscrie până acum în această partidă. Iată că după o fază fixă reușim. Preluare și șut lui Curzava din voleu, excepțional. Nu se aștepta portarul așa ceva și este învins. Învins cu un șut foarte frumos al lui Curzava. Bravo, bă, francezului. Bă, ce rău, atât îmi pare de rău că se retrage la sfârșitul sezonului. A fost atât de bun și sezonul trecut și sezonul ăsta. Un transfer foarte, foarte bun băiatul ăsta. Curzava înscrie pentru 1 la 0 și putem spera în momentul ăsta. Va intra Burnete în locul lui Muniz. Burnete nu știu cât va mai juca, dar la noi, dar trebuie să-i dăm minute, că na, nu avem pe cine băga. Iurici sau Duranville. Va ieși Duranville, că e mai obosit. Va intra la Coșta în bandă sau Borges. Hai să-l bag pe Borges în bandă, că E ok acolo. Amzar, Borgheș, pleacă Burnete, super pasă aici, Burnete către Amzar, 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 se poate duce, Amzar, blocat în momentul șutului de Sone, facem pressing la portar, nu-l lăsăm, hai că putem, putem să scrie și golul 2, aoleu ce spațiu mare aici, însă și-a făcut asta o preluare de toată jena și am scăpat. Hai că putem Iurici, Iurici are spațiu mare Iurici Urcă ce de la Silkeborg în atac Iurici, de ce înapoi? Hai Boloca, șutul lui Boloca Scoate Larsen, mingea la Borges. Borges e tehnic, știe ce să facă cu ea Borges nu știe <laughs> Am glumit, facem pressing însă Și pressingul ăsta e cam încurcă pe băieți Uite, nu mai știu ce să facă Fault acolo, foarte bine făcut de Mickelson Sper să nu vadă roșu, că Nu, e galben, în jocul ăsta se dă foarte ușor cartonașul roșu. Va intra și Iovanovic în locul lui Curzava, omul care până acum ne aduce victoria. Sper să fie așa până la final. Excelent, Iovanovici de asta l-am băgat. Iurici scapă aici de jucătorul lui Sirkeborg. S-a dat avantaj un... Deci o fracțiune de secundă, nici măcar o secundă nu s-a dat avantaj acolo. Dacă era pentru ei, lăsa în continuu. Incredibil, bă, 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 arbitrajul, te rog, eu, bă, arbit, bă. De, de ce? De ce e așa? Hai că ăștia pasea, nu mai știu ce să fac. cu mingea, nu o dau în față. fluera te rog, arbitre, te rog, fluieră, arbitre, arbitre. Păi mingea era la mijlocul terenului și era trecut, min, min, erau trecute minutele de prelungiri. Până la urmă se fluieră, câștigăm 1-0 prin golul lui Curzava. O victorie mare în fața lui Silkeborg. Iată ce bucurie în tribune, ce victorie, ce reu reușită, incredibil. Am reușit să câștigăm cu Silkeborg. Și sunt trei puncte imense în grupă, trei puncte mari de tot. Suntem, în acest moment trebuie să fim pe locul 2. Am dominat la șuturi, am fost dominat la posesie, posesia propria lor jumătate. Teixeira aparent e omul meciului, da. Omul meciului portarul. Mulțumim Teixeira, Curzava a fost excelent. Câștigăm și e bine, Casa Pia e învinsă de Lyon 2 la 0, Lyon clar e, prim, e pe primul loc detașat. Noi suntem pe locul 2 cu 6 puncte, suntem bine, minus 2 veraj, dar nu contează, e destul de ok. Avem meci cu Lyon și după cu Casa Pia, Silkeborg cred că joacă și ei cu Lyonul, da, joacă și ei cu Lyonul pe 18 decembrie, deci va fi greu și pentru ei. Avem prima șansă în momentul ăsta. Dacă am scoate un egal cu Lyonul, am fi 100% calificat cu casa pianu, cred că o să mă încurc. Și am un jucător pe care vreau să-l aduc, e Ilia Iancovici, 75, OVR, sârb de 19 ani, exact stilul lui I Iurici. Am vrut să-l iau în caz de pleacă Iurici. Dar Iurici nu va pleca și vreau să-l iau și pe Iancovici pentru că nu prea am rezerve, îmi trebuie bancă de rezerve, am meciuri foarte, foarte des, adică din 3 în zile, are pace și e un jucător care clar ne va ajuta, vrea deja 12 milioane o vom scoate un profit imens pe băiatul ăsta, o să-l jucăm cât de des putem. Duranville nu prea face treaba. De fapt, în ultimul timp, Duranville și-a revenit. Dar avem nevoie și de un băiat din ăsta pe bancă să, să rupă tot. Și Iancovici acceptă contractul, normal, vine la club, facem un transfer pe care... Trebuia să-l facem, aveam nevoie de un jucător de genul ăsta, am căutat ceva jucători bătrâni, nu știu, gen Ronaldo sau Messi să, nu știu, bine, am dat un exemplu. Ceva de genul, un superstar bătrân, dar n-am găsit liber de contract pe nimeni sau cel puțin nu știu o să caut, n-am. Și noul nostru jucător are potențial peste 80, are uh, niște statusuri foarte bune e foarte echilibrat băiatul ăsta, are 88 pace, 5 stele skill, 3 weak foot, are și acel uh, playstyle de technical care ne va ajuta să driblăm cu el foarte mult, shooting bun, passing bun, dribbling excelent, jucător bun, rău de tot, o să-i dăm și devel development și va fi treaba bună cu acest jucător. Vine partea cu CFR Cluj în campionat, jucăm în deplasare, jucăm cu echipa de rezerve, Iancoviș va debuta, Băieții titulari sunt foarte obosiți după meciul din conferința, adică na, unii dintre ei sunt foarte obosiți. Încercăm să câștigăm această partidă, avem acum pe bancă, avem Bordușanu, Burnete, Borgheș, Dos Santos la pot intra oricare dintre ei. Hai să vedem dacă ne descurcăm în această partidă, Eu zic că acum arată bine echipa și echipa de rezervă și de titulari, plus că avem și bancă. Și asta ne ajută. Cred că ne putem descurca în campionat în acest moment. Sebastian Bucur primește aici, pleacă Iancovici. Iankovic primește în dreapta. Hai, Iankovic! Iankovic, foarte bine se întoarce. Iancoviș poate centra. centrarea nu e foarte bună. Mingea e tot la noi, da. Jovanovic cu șutul deviat și e lovitură liberă. Uh, da, o să executăm cu băiatul nou, nu? Dacă tot a venit, hai să bat o lovitură liberă. Să batem cu Knuckle. Încercăm să dăm tare cu Knuckle cu acest jucător. Șutul e bun, o scoate. Ce execuție interesantă lui Iancovici. Am foarte mulți jucători uh, foști Iugosl iugoslavi. Am Iancovici, Iurici, uh, Jovanovic. băieți din ăștia. <laughs> am croați și sârbi, la fel ca portughezi și brazilieni. Am o combinație fatală. Bine, am și câțiva româncei cei drept, dar cam puțin tei. Dar echipa dacă merge bine, nu-i schimb nimic. Aici o pasă bună către Gregorio, Gregorio către Sebastian Bucur, care șutează dezastruos, doamne frește. Denis Politic, Intră în centru politic, pasă către Iovanovici, care are trei ăsta de dribling și nu îl va opri nimeni. Iovanovici, nu e Iancovici, dai, cum curc, nu contează. Gol la debut pentru Iancovici. Ce înseamnă să aibă trei ăla cu șerpuielele alea lui. Iancovici, mult îmi place chestia asta la FIFA 24, e singurul lucru bun. <laughs> Sau unul dintre singurele lucruri bune care ajută în, în gameplay. Foarte bun șutul lui Iankovic Și deschidem scorul prin noul jucător al nostru. La debut înscrie, l-am adus și a înscris. Bravo, bă, băiatu. E pauză. 1-0 cu CFR Cluj. Un meci solid făcut de echipa noastră. Ca toate din acest episod, echipa chiar s-a mișcat super bine. O să-l bag pe Borges. De fapt, nu, o să-l bag pe la costa în locul lui Bucur, Bucur slăbuț. da și Borges sunt peste Cârjan și Bucur câteodată, deci și au o vere mult mai mic. E momentul să intre și Borges în locul lui politic, iar Iancoviș va fi schimbat. A debutat cu gol, a jucat destul de mult. Va intra Bordușanu și o să-l bag și pe Burnete. Hai să-l bag și pe Burnete. Patru schimbări. Și e fluier final. Câștigăm și cu CFR Cluj. Am câștigat doar cu 1 la 0 în episodul ăsta. A fost un episod din ăla gen Dan Petrescu. Chiar împotriva CFR-ului, tactica Dan Petrescu a funcționat. Gegen pressing e cea mai bună tactică din joc. Deci mă pot apăra. Cred că n-am -am primit gol în niciun meci. Adică am primit gol în simularea cu Craiova din campionat. Am dominat copios această partidă. Deci îmi place rău de tot ceea ce văd la echipă. Îmi place rău de tot tactica asta. Deci folosiți pressing ul dacă vă jucați la carieră. E excepțional. Și odată cu această victorie n-am urcat în clasament pentru că eram foarte departe, dar am bătut o contracandidată la titlu. Și asta mă bucură. Prima etapă din retur a fost cu noroc. Suntem cu 15 puncte după 16 meciuri. Am putea să ne luptăm la locuri de play-off. Mai e mult de jucat, cine știe, dacă o ducem cum, a, Cifreo era pe primul loc, deci am învins liderul, incredibil. Și dacă acolo tot așa, e posibil să prindem de ce nu locurile de play Data viitoare vom juca cu Lyon în Conference League, cu, probabil și cu Casa Pia, vom mai și simula că nu le vă rostul meciurilor astea și intrăm probabil în perioada de transfer de iarnă. Deci data viitoare va fi nebunie. Așa cum a fost și azi, un super episod, mi-a plăcut la nebunie ceea ce am văzut în episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Eu am fost, azi. vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Cam atât. Pa pa.